Hei, toată lumea, sunt eu, Rarity, și bine ați venit la Bârfa Săptămânii! Astăzi vom vorbi din străinătate, adică de pe alte continente. Acum ne vizăm pe America. Și astăzi vă spun pentru canalele mici sau mai mari decât mine, nu știu, nu mă interesează. Bârfa Săptămânii. Între ghilimele, pentru că nu bârfim pe nimeni. Vă spun în ghilimele că este tare. Săptămâna aceasta, cutia Hello Kitty ne aduce ce se poartă săptămâna asta, desigur. Cutia Hello Kitty, te rog, vină pe biroul meu. Aceasta este cutia Hello Kitty. Ce se poartă săptămâna asta? Pentru orice invocat ca mine de modă, trebuie să aibă orice, zic acum la propriu, orice, trebuie să aibă măcar un mic accesoriu. De exemplu, cei care au coliere gen acesta sau al lui Twilight, cum îl avea Twilight, da, nu la cine, da, acest colier, colierele făcute din elastice sau așa ceva, sunt la modă. Fustele și rochiile, cum port eu, da, cu care puteți spune diamante, sunt din nou la modă și fundițele sunt din nou la modă și tot ce-i făcut din elastic e la modă săptămâna asta, inclusiv bentițele pe care eu port una. Și asta a fost bârfa săptămânii. Vă aștept cu nou episod săptămâna viitoare. Și o bârfă foarte interesant, pentru cei care nu știu dacă ați auzit vreodată de MLP Stone Motion, what are she ever after high godding? Atunci ce nu are un canal cu ele? Dar mă întreb, asta e cu adevărat foarte interesant pentru cei ca mine care o adoră pe Luna și nu au aia pe ea, sticlă, hello, da, de-a vorbeam. Se va zboro. Se va inventa vreodată o Luna ca și setul ăla cu Celestia, cu Twilight și cu Cadence? Sau castelul lui, lui Luna? Dacă da, eu o să fiu prima care o să aibă, pentru că o ador pe Luna. Da! Pa! Pa, prieteni, ne vedem și săptămâna viitoare la...